boss faci? Ce e asta, bun? Salutare, gașcă, și bine ați revenit la un nou episod din seria Mâncăm produse doar într-o singură culoare și câștigătoarea de data trecută este... Alexandra Ionela. Alexandra Ionela, pe care o vedeți chiar aici, în partea de jos a acestui videoclip. Felicitări, mă bucur mult că ați lăsat în număr atât de mare comentarii și noi am avut de unde să alegem cele mai spectaculoase culori, și anume ea a spus că eu va trebui să am argintiu și iubita mea auriu, după cum suntem și îmbrăcați. Așa că vă rog și de data aceasta să lăsați în secțiunea de comentarii cu ce culori să mai facem în următorul videoclip și noi o să alegem un câștigător și o să-l punem în videoclipul următor, tot aici, în Hall of Fame, dacă putem să-i spunem așa. Ok, dragilor, hai să-i dăm bătaie. Opa, iubita mea, tu cred că ai văzut în pungă. Nu. Am văzut că era de sogră un pic. Ce? Uite ce dita mai pungoaia ți-am luat eu aici. O grămadă, băi, deci e mare rău de tot. Ține, astea, nu-mi spune că aia mea. Iubu! Asta e punga pentru tine. Iubu, tu nu mi-ai luat nimic, a spun. Ba, da, ți-am luat ceva acolo. Mamă, dar tu chiar mi-ai luat o pungoaie, frate, și ce grea e. Uitați-vă diferența. Ce am luat eu, chiar abia aștept să vezi ce ți-am luat acolo. Eu chiar am pus suflet, frate, eu de data asta. Eu văd aici o cutie. Băi, lasă! Uite ce mi-ai luat tu. De ce te bătuți joc? Eu pleașcă asta. Asta lasă, nu e. Că ți-am luat multe produse. Doar eu îți iau tot timpul mai multe. Bine, iubire. Hai să vedem. Că sunt așa curioasă, deci nu mai pot. Uite ce grea e. Bine, hai să-i dăm bătaie cu primul produs. Să scot oare din prima cutie? Că sunt foarte curioasă. Chiar așa tare vrei să... Bine, nu mai pot. De ea treaba... la băi, nimic. Nu știu, dar nu mai stăm cu mâna acolo. Bine, scuze. În 3, 2, 1 scoatem. Stai, mă. Păi bagă mâna. Hai, cu primul produs. Hai, 3, 2, 1 și... Mamă, frățică! Wow, ce cutie am! Ce asta? Vezi, iubire, ce ți-am luat? Praline de ciocolată cu lapte umplute cu cremă de cappuccino și cereale. Deci, wow, ia uite! Uite ce chestie ia mișto ți-am luat eu ție. Și tu, bă, și din prima, eu am nimeni sardine, mă! Sardine? Sardine! Ah, sardine, bune, bune, sardine! Păi sunt bune sardine, mă, dar chiar din prima... Păi de ce bă scos și tu din a doua? Păi de unde să știu, mă, cu ce nimeresc? Păi, mă, trebuia să-ți dai seama. Wow, uite ce mișto e ambalată. Deci că el astea că de la chiloțe la... Cum hai să fie, uite, e un elastic auriu. Bine, uite, auria mea, haide. Uite, bine, să, stai, mă, să facem, uite, că asta putem să facem de aia, cum îi zice, uite. Praștie. Ok, ah, hai. Știi să tragă. Băi, hai, vezi acolo ce e și gustă. Eu trebuie să desfac sardinele. Fainez, mă, ia uite. Mamă, băi, iubirea mea. Hai, că ți-am luat frumos, nu mi-ai mai... Mi-ai luat o pralină. Eu desfac sardinele acolo. Ma. Miroase ca puțină. Deci o să împut apeștii pe aici să moargi Axana. Deci nu puți, nu împuți, te rog. Stai un pic că să se rupe asta și nu mai. Băi, cum desfac, mă, sardina? Ce? Nu cred așa ceva tu. Și eu acum eu trebuie să desfac peștele. Mamă, frate, deci eu nu pot să cred. Tu chiar îți bagi joc de mine? Nu, cred că nu. Mamă, ce bune sunt. Gata, m-am desfăcut și eu sardinele. Uite. Sunt niște peștișori mici. Sardine în sos tomat. Na, și acum cu ce mănânc? Zi tu cu ce mănânc. Eu să aduc niște tacâmuri să le avem aici. De, de acum ce? Mai am ce să mănânc cu tacâmuri? Adun numai un furculiță sau ceva. Nu, aduc să fie aici, că nu mă tot plimb. Hai. Hai, du-te și aduc. Ia. Pune-le acolo. Uite. Ți-am adus aici și furculiță, și lingură, și cuțit, și... Bine, hai, mulțumesc. Drobitor frumos de usturoi, de toate. E, cred că... Mă, iubire, nu mai stai așa să gust. Ce delicios mi-ai luat. Bun, acum gust eu. Hai să vedem ce... Ah. Bă, ăsta-i capul? Mănâncă acolo. Ia sardina, să o vedem. Uite-o, cu coadă, cu tot. Mamă, deci chiar e cu coada asta. Deci chiar e cu coadă, frate. Păi, puu, acum a venit mirosul la mine. Vai. Da, cred că puu. Băi, ce putem. Băi, dar e chiar bună. Hai, poftă bună. Ca hamsiile astea, nu? Sardinele, un fel de... Foarte bune. Hai să ducem la următorul produs. Iubirea mea, ai doar 3 secunde. Bagă mâna în pungă. 3, 2, stai, 1. Stai!
N-am scos. 3, 2, 1 și... Oh! Bă, nu de ciocolată? Orbit, Orbit, Professional Life. N-am mai mâncat. Dar ce spui de vorba, Dumnezeule mare. Băi, bine, tu mi-ai luat pește, măi, tu când îmi iei... nu mai vorbiți spre mine, te rog, deci duhnești. Băi, tu când îmi iei usturoi și pește, tu nu te gândești că o să puta pește și a usturoi, că trebuie să gustăm? Treaba ta, frățică, tu mi-ai luat, tu să miroși. Duhnești. Da, uite, mi-ai luat. Tu cred că de asta mi-ai și luat. Ți-am luat gumă. Ți-am luat gumă ca să poți să... Auzi, dar eu nu poți deschide săculețul ăsta. E, nu poți. Nu pot, ia să iau cuțitul. Mai încearcă. Orbit Professional White, varianta argintie. Bănuți de 50 de eurocenți. Ia, mănâncă-l. Băi, deci bănuții ăștia ți-am luat special să-ți aduc aminte din copilărie. Nu știu tu dacă ai avut, dar eu... Am avut. Wow, uite, cred că oare-s bun la gust? Trebuie să fie bun. Iar ce mâncam eu în copilărie nu era așa bun la gust. Era ciocolată din aia ieftină. Așa era mai de mult. Nu știu, mă, mie îmi plăceau maxim. Cum e? Cum e? Zic cum e. E bun. E bun, a? E bun. Băi, nu știu, dar sacul ăsta chiar mi-amintește de copilărie, mă jur. De asta ți l-am și cumpărat. Eram sigur că o să-ți placă. Hai să trecem la următorul produs. Sunt atât de entuziasmat, Doamne, ce mi-ai luat. Sper că nu lucrurile. Nu mă bun ți-am luat. Vezi tu ce ți-am luat eu ție, că tu ai avut dita mai sacoșa deci, și eu. Deci chestia asta mă sperie când îmi spune. Bine, hai la următorul produs. Hai, ești gata? Da, stai, hai. 3, 2, am scos și eu. Uite ce mai e, Doamne, numai ciocolată mi-o luat din nou, că eu mor. Sper că nu-i în toată punga asta, numai ciocolată. O să vedem. Băi, dar tu ce mi-ai luat aici? Că eu nu știu ce-s asta. Verbeno. Ți-am luat ceva super bun, arată. Ți-am luat niște dropsuri. Așa. Cu merișoare, parcă, sau ce să stea. Sau măceșe. Hai, că știm și noi dacă e fructe. Mă rog. Băi, da. Mamă. Arată dubios sugar free ul stevia. Deci nu cred. E cu stevia, mă. Este altceva. Păi stevia sau stevia ce? Stevia este o chestie, stevia este altă chestie. Deci asta este stevie. Stevia este îndulcitor. Ce stevia? Sugar free ul stevia. Stevie. Doamne, mi-a luat. Ia uite cum arată așa. Ma, băi, s-a îmbalat așa? Da. Vezi, mă, ce s-a luat. Biscuiți cu ciocolată sau ce? Îți biscuiți cu ciocolată. Bine că nu mi-ai luat de iar tortiții, că... Deci tu mi-ai luat sardinii și ștevii, frate. Bomboane din ștevii. Astea sunt niște bomboane fără zahăr. Băi, eu nu știu unde ai găsit bomboane cu ștevie în ambalaj argintiu, ia dar... Ia uite, să știu, biscuiți, put. Îți biscuiți digestivi. Ce put, mă? Din cereal. Mă-s cu nucă? Ce s-a putea... Nu cred că ți-am luat cu nucă, mă. Îți bun ăștia. Băi, bomboanele astea chiar au gustă de ștevie. Că tu știi cum are gust ștevia. A, ștevie. Da, bune, măi, bine, masă. Apreciez că măcar mi-ai luat o bomboană, chiar dacă e de ștevie. Putea să fie și de... Asta e foarte bun, deci se gustă. Nu vreau, salitale. Glumesc, mă, vreau și eu. Hai să trecem la următorul produs. Iubito, bagă mâna în pungă și scoate produsul. 3, 2, 1, nu știu ce să scot, frate. Da, bun. Vezi ce bun ți-am luat? Mi-a luat un energizant Red Bull Forță. Turtă dulce de Sibiu. Turtă dulce, ți-a luat turtă dulce. Este cică cu ciocolată și portocale, wow. Da. Băi, tu crezi că eu iau orice fel de turtă? Băi, dar ce are mă ăsta? Nu e bine, tu ce Red Bull mi-ai luat? Nu știu. Deci iese din el, iese din el de parcă e suc. Iar, bun. Uite-mă cum arată asta. Băi, e stricat ăsta. Iară cu ciocolată. Deci eu v-am zis, ăsta mi-a luat o pungă plină de ciocolată. Ăsta mi-a luat o pungă. Vorbeam cu... Uite cum era, sine, nu? Mamă, e forță, măi. Dar numai ciocolată, o să mi se facă rău. Lasă că nu ți se face. Tu deja ai mâncat 15.000 de feluri. De ce e murdar de cola, zici că prin afară? Nu știu, frate, nu știu, nu m-am băgat în el. Băi, n-ai pus ceva? Nu, pe unde să fi pus dacă tocmai tu l-ai desfăcut acum, cu mâinile tale? Eu știu, l-ai înfipt cu ceva. Mamă, mi-e și frică să beau. Tu ai șters, mă, doza asta? Băi, tu intenționat ai făcut. Șters-o, ia un pai dacă nu vrei, bei așa. Îmi se lipește și de buze, mă, iubire. Ia un pai. Da, mă, da.
E Red Bull-ul normal, clasic, e super bun, n-am de ce să mă plâng, dar nu o să mai beau, iubire. Nu o să mai beau pentru că nu știu ce are aici, capacul ăsta e murdar, e oribilitatea asta aici neagră și pur și simplu vreau să-l șterg înainte să-l beau tot. Oricum, mulțumesc frumos, să apreciez că mi-ai luat Red Bull, da? Hai, ia și bagă turtă dulce în tine. Hai să trecem la următorul produs. Hai de viața mea, pregătește. N-am terminat turta. Hai, 3, 2, 1 și... Stai că n-am băgat mâna. Hai, scoate odată. Bravo, mă, ia uite, mă, frate, mi-ai luat unt. Mă, tu data trecută mi-ai luat mie unt. Așa, mi-ai luat unt sau nu mi-ai luat unt? Mi-ai luat unt. Ți-am luat și eu ți unt. Că ți-am luat unt bun, eu ți-am luat Covalac. De la Covalac, da, bravo, mi-ai argentiu. Bă, arată bine ăsta. Eu am unt. De asta ai mai adus tu și linguriță și mai știu ce aici. Da. Bun, o să iau așa o linguriță. Ce să zic, eu sper să fie bună. Bă, am sosit momentul să mănânc și eu un gol. Și? Forță, ți-am zis eu. E forță, da. Mamă, bă, e grețos să mănânci gol. S-am luat, era să mă dau de gol acum, da? O să fii surprins mai încolo, nu-ți spun încă. Poți să-l pui ești deoparte momentan. De ce, mă? Poate să-ți mai trebuiască. Cum să trebuiască untul, mă, la ce? Scuze, stai, să revenim. Iubu, tu ce mi-ai luat? Ce? Ce mi-ai luat? Pune untul aici și poate să mai ai nevoie de el. Haide. Atâta pot să-ți spun momentan. Poate să-ți mai trebuiască untul. Deci nu pot să cred, frate. Nu pot să cred, bă. La ce poate să-mi trebuiască untul? Acum mă fac și curios. Untul. Hai odată. Termină de băut să trecem la următorul produs. Hai, repede. Dragilor, înainte de a trece la următorul produs, nu uitați că aveți un link în descriere de la platforma Boosteroid, locul unde vă puteți juca jocuri pentru PC acum și pe telefonul vostru mobil. Vă trebuie doar internet și browserul telefonului și vă spun un pont, sunt la mega reduceri în perioada asta, așa că e momentul să vă luați un abonament și să vă jucați. Băga mâna. Băga mâna. 3, 2, 1 și... Oh my god. Dulceață, fructe de păr... Ce e asta, mușcă? Ce e asta, mușcă? Lăptărie cu caimac. Deci pe bune descrie lăptărie cu caimac. Ce mi-ai luat? Are capac cu auriu. Are sau nu are capac cu auriu? Are, dar ce este comestibil? Și are o vacă aici. Are o vacă aici. Deci asta e comestibilă. Iaurt mic. Iaurt mic. Nu, mă, asta e un lapte. E un lapte de bivoliță, cred că. Nu, dacă e o vacă pe el, cum să fie o bivoliță? Păi lapte de bivoliță vacă. Dă că-l desfac eu. Lasă, că mi-l desfac eu singură. Nu, hai, desfac că îmi rup punghile. Păi vezi? Trebuie să iei sigiliu, adică vaca. Păi vaca asta e lipită aici, nu știu cu ce o lipit, o frățică. Opa, hai. Lasă. Că am dat lapte din ăsta de vacă pe mine, mă. Oh, stai, că dacă îl iei... Păi și vrei să-l ții în mână acum pentru vecie sau ce? Ține-l. Nu, vezi că trebuie să-l țin. Na, și acum am umplut de laptele tău de bivoliță pe mână. Asta este lăptărie cu caimac. Lăptărie cu caimac. Și tu ce mi-ai luat aici? Dulceață de fructe de pădure. Ce bine miroase. Cred că miroase de rupe. Acum mănânc cu lingura asta plină de unt. Hai, lasă că nu mori. Ia. Tu, dar uite ce bine miroase iaurt din ăla bun. Da, iaurt super. Știi ce e ăsta? Ăsta, eu când eram mică mâncam lapte prins, așa se zice la noi. Nu cred că e lapte prins ăsta. Eu am vrut să-ți fac să te dărâm, să-ți iau ceva nasol. Nu știu cum se zice, dar asta e lapte prins. Da, lapte prins. Cred că e bun, da, sigur. Mă jur că e foarte bun, îți dau să gust? Nu vreau. Arată ca o bășina porcului. Nu, arată bine. Bine. Bă, eu m-am umplut, deci nu pot să cred, frate, m-am umplut de laptele tău. Ai luat zero. Oribil. Ai luat zero. Ia uite, mă, dulceață din fructe de pădure. Dă să gust și eu, mă. Deci acum înțeleg deci, de ce. Deci vezi acum de ce ți-am luat și un ce. Am înțeles. Hai, eu mănânc cu purculița cu care am mâncat sardini în sos tomat. Doamne ajută, sper să aibă gust bun. Ia. Nu contaminezi gemul, te rog. Mă, dar nu cred că are gust, mă. Mai e foarte bun, e de fructe de pădure. Nu e bun? Ba da. E bun, vezi? Ba da. Și asta e foarte bun. Deci eu o să termin lăptăria în seara asta. Băi, am simțit sardina, că arată volită prin gem. Băi, dar termină, mă, tu o mănânci toată? O mănânc pe asta, ori acum, ori după video o mănânc. Îți place așa mult? Da. Băi, deci eu am luat, mă jur, am luat asta, lăptăria de caimac, să iau ceva nasol, să o aud cum că e nașpa, că nu știu. Așa bai. Cum adică? Așa mi-ai să facă ce nașpa ai? Nu, mai bine, dar trebuia să-ți fac și ție o surpriză. Păi uite, asta e o surpriză. Păi e surpriză, da. Foarte bună lăptăria. Hai să trecem la următorul produs. Bun, hai. Mă, dar eu nu mai am. Nu mai ai? Iubire, eu nu mai am. Eu mai am unul. Bune, tu faci mișto de mine, eu nu mai am. Eu mai am unul. Ce asta? Ce mi-ai luat? Îmi lasă... Hai ce să mănânci cu lăptăria cu caimac. Șuncă cu, din piept de pui. E bună. Măcar eu ți-am luat ceva, mă. Măcar eu ți-am luat ceva. De-asta tu, ia uite. Păi eu de câte ori am rămas cu ea, uite.
De multe ori. Lasă-mă în pace, nu strica preza. Auzi? Auzi, Bușcă, dar am o întrebare. De ce mi-ai luat 650 de grame? De din asta? Stai, ce sunt păpiță, iubita mea. Ia și păpiță, haide. Ia și păpiță, sălămior. Piept de pui, ia uite, șuncă din piept de pui, hai. Ce, când cuțitul ăsta nu prea taie. Hai că ți-l ține o mână, taie. Poate-ți bag cuțitul în mână. Da, adevărul că rotundul ăsta din față. Sigur ai șanse să mă rănești cu el. Nu rănești șunca și că să intră în mâna mea. Să nu taie, vezi. Decât pomenirea tai eu. Lui. Lasă. Îți tai un felioi. Măi, nu taie cuțitul ăsta, mă, tu ce? Păi asta e ce ai adus tu, lăptăria cu caimac. Nu îl tăia pe genunchi, te rog. Păi mă. Ascultă că ăsta nu se taie nici poi mari. Mă duc să aduc al cuțit. Băi, deci nu pot să cred, i-a ieșit culoarea de la ambalaj și tot de tăia nu l-am tăiat. Deci nu pot să cred. Dă-mi-l mie, că e a meu. Na, ți-l mă, e a tău, na, atunci mâncă-l. Hai. Nu, nu-l tăia tu pe genunchi, îl tai tu pe genunchi, a? O, mi-ai luat din tai butelca de... Ia uite. E, dar ce e cu ea, mă, Buș? Pare bună. De ce e așa galbenă? Păi e șuncă cu piept de pui. Aia e șuncă și aia e piept de pui. Am glumit un pic cu tine. Și acum să trecem la degustare. Îți place? Mamă, zici că e crudă. E, zici că e crudă. Zici că mănânc carne crudă. Dă-mă să gust și eu. De fapt, ce să gust eu, mă, că e produsul tău. Mai poftă bună. Nu, mănâncă tot. Iubirea mea, te rog. Lasă-mă, te rog, nu mă pune să gust. Na, bine. Nu-mi place. Uf, ce scârbos faci. Am vrut să te intimidez puțin. Hai, mai am ceva, eu nu mai am. Hai că te-ai trecut, după ce eu am rămas fără produse de acum o săptămână. De acum tu nu ai mai rămas niciodată fără produse decât acum. Ține minte că dățile trecute am rămas de vreo 3 ori. În fiecare video am rămas fără produse. Bine, mă, în fiecare video. Hai să terminăm vlogul ăsta aici pentru că nu mai avem produse și nu uitați să apăsați butonul de like, dați un share să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și să lăsați în secțiunea de comentarii culorile cu care vreți să facem în următorul episod. Eu am fost Radu, a fost Adriana. Nu uitați să ne dați un follow pe Instagram și să urmăriți și pe iubita mea pe canalul ei de YouTube și până la data viitoare nu uitați, aveți grijă de voi. Ciao.